Da, este o săptămână, dragi bărbeci, foarte puternică pentru voi. Este o săptămână în care, în primul rând, atenția voastră o să fie pe casă, pe familie, pe trecut. Acolo aveți niște lucruri importante de rezolvat. Da? Asta vreau să menționez. Poate are legătură cu moștenire, poate are legătură cu împărțire de bunuri, poate are legătură cu niște acte, în general vorbind. Da? Bărbecul în această săptămână se concentrează și pe viața privată. Însă, vezi tu, cu siguranță, undeva spre finalul săptămânii, te revezi cu vreo iubire din trecut sau te gândești să reanalizezi puțin o relație, niște acte, da? Uite, ai vorbit să rezolvi ceva cu niște acte și acum vezi că trebuie să reanalizezi, trebuie să revizuiești puțin povestea, da?